Vineri, un bărbat de 71 de ani a fost accidentat în timp ce traversa regulamentar strada de către un șofer neatent. Victima a fost transportată la spital pentru îngrijiri medicale. În data de 11 noiembrie, un accident a avut loc în municipiul Râmnicu-Vâlcea, în zona Ostroveni. Un bărbat în vârstă de 71 de ani a fost accidentat chiar pe trecerea pentru pietoni de către un șofer cu vârsta de 45 de ani. Pietonul trecea strada regulamentar atunci când a fost rănit de șofer. Bărbatul a fost transportat la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale. La data de 11 noiembrie, polițiștii rutieri au fost sesizați cu privire la producerea unui accident rutier soldat cu rănirea unei persoane în municipiul Râmnicu-Vâlcea. Din verificările efectuate s-a stabilit că în timp ce conducea un autoturism pe o stradă din municipiul Râmnicu-Vâlcea, un bărbat de 45 de ani ar fi surprins și accidentat un alt bărbat de 71 de ani, care se angajase în traversarea străzii pe marcajul pietonal, rezultând rănirea acestuia. Bărbatul a fost transportat la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale. Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. În cauză se efectuează cercetări pentru stabilirea cauzelor și condițiilor în care s-a produs evenimentul.